Vă salut încă o dată în numele drag al Domnului Isus Hristos și așa cum unii v-ați obișnuit cu mine, inclusiv de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, vă spun din tot sufletul Hristos a înviat. Lăudați să fie numele Lui, El este viu pentru întotdeauna și chiar în mijlocul pandemiei trebuie să știți că Hristosul înviat e viu ca să ne viziteze, e viu ca să ne binecuvinteze, e viu ca să fie de partea fiecarea dintre noi Chiar dacă uneori momentele și circunstanțele sunt de așa manieră încât noi nu-i simțim prezența, să nu uitați, Iisus Hristos este viu, va rămâne viu pentru întotdeauna. Am ales în această seară, cum după cum unii ați văzut probabil, am ales să vorbesc despre o situație extrem de problematică, extrem de dificilă, o criză prin care a trecut un mare om al lui Dumnezeu, pe nume Iosafat. O să citeți din cuvântul Domnului din cartea 2 Cronici, capitolul 20, de la versetul 1. După aceea fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu cei care erau mauniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta, dincolo de dincolo de mare, din Siria și sunt la Hatazon Tamar, adică Engedi în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mâna Ta tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu Dumnezeule, Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia? Dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat-o tu totdeauna de moștenire seminței lui Avram care te iubea. Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strântorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată fiul lui Amon și ai lui Moab și din cei din muntele Seir, la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răspătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei?" căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, Fiul lui e el, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiul lui Asaf. Și Iahaziel a, a zis, ascultați tot iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiți și veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați mâine. Ieșiți-le înainte, și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor Iosafat a venit și a zis, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiul lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri mol, multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, adică binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți locuitorii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat vesel și s-au întors la Ierusalim. Căci Domnul îi umpluse de bucurie izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăute și de harpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeu lui i-a dat pace de jur în împrejură. Aleluia! Până aici cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Sfântă Biblia. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne vorbește și nouă în această vreme. Dumnezeu are un cuvânt special pentru fiecare dintre noi. Tocmai în generația noastră, Dumnezeu are un cuvânt pentru inima noastră. Este seara, este momentul în care Dumnezeu se apropie de inima ta, se apropie de casa ta, se apropie de sufletul tău și El îți cunoaște exact sințămintele inimitale. El știe cu ce te confrunți. Vezi, tu ca om probabil ca bărbat în casă, ca preot, ești tentat să nu te descoperi nimănui. Poate ca tată ți-e groază să vorbești despre simțămintele tale, chiar soției tale. Poate acele elemente care te încearcă și care te pun într-o spaimă accentuată, nu le descoperi nici măcar soției, nici copiilor, nici prietenilor, nici altor persoane care vin mai rar acum cu pandemia în casa ta. Vreau să spun ceva. Iisus Hristos îți cunoaște inima. Isus Hristos, Dumnezeul etern, știe exact cu ce te confrunți. El știe exact care este problema pe care tu o frămânți în mintea ta de multă vreme. El știe exact că tu te temi pentru cineva din casa ta, pentru cineva din familia ta, pentru cineva din neamul tău și ți-e groază nu cumva să se întâmple ceva grav în familia ta, poate în zona de unde vii tu, poate în zona dacă ai neamuri în zona Bucovinei, în zona de nord a României și inima ta este strânsă. Asistăm la un moment istoric extrem de important, ocazie cu care Biblia ne spune dintr-o dată pe neașteptate. Cine a așteptat virusul COVID? Cine și-a programat ca în vremea asta să fie pe Zoom sau pe altă aplicație sau să fie mai multe live-uri de la biserici sau din casele fraților, ale surorilor? Cine s-a așteptat la asta? Nimeni. Uită că dintr-o dată Iosafat era în liniște până atunci și Biblia zice, după aceea, fiul lui Moab și fiul Amon, și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Din toată au venit specialiștii și i-au transmis știrea și au spus, fii foarte atent, o mare mulțime nu vin încet, vin galopant, înaintează de dincolo de mare din Siria și sunt aproape de voi, lângă Engedi. Iosafat trebuie să iei o decizie. Cum reacționezi? la această știre groaznică. Biblia mărturisește sentimentele care l-au încercat și sentimentul profund care l-a încercat pe acest om al lui Dumnezeu. Un om despre care Biblia zice că a fost dedicat Domnului, că a fost pe urmele împăratului model, pe urmele lui David. Și spune Biblia în versetul 3 în spaima sa Mesajul pe care l-am l-am intitulat Când te cuprinde spaima. Să nu-mi spui că n-ai avut momente de genul ăsta. Să nu-mi spui că tu ești un erou nedescoperit încă, și că tu învârți pe degete istoria, și că tu nu te temi nici de virusul COVID, tu nu te temi de nicio boală, tu nu te temi pentru copiii tăi, pentru viitorul lor, pentru familia ta, pentru părinții tăi, pentru apropiații tăi, pentru angajații tăi, dacă ai așa ceva, sau pentru ceilalți care sunt în jurul tău, pentru chiria pe care trebuie să o plătești, pentru creditele pe care trebuie să le depui la bancă. Să nu-mi spui că nu te temi. Nu o să te cred oricum. Dar cum reacționezi când te cuprinde spaima? La acele momente când spaimele, poate chiar spaimele morții, ți-au încururat sufletul și trupul, ce fel de reacție ai? Care este acel moment și care este acest, acel sentiment primar? Care este acea decizie numărul unu în viața ta pe care o ai după ce te cuprinde spaima? Este foarte important să ne uităm la acest om al lui Dumnezeu și să observăm ce a făcut el. Când te cuprinde spaima, frate, când te cuprinde spaima, soră, când te cuprinde spaima tânărule, tânără, adolescent, adolescentă, copil, când te cuprinde spaima e foarte important în acele momente, în primul rând, caută-L pe Dumnezeu. Au fost oameni care au fost cuprinși de spaimă și au încercat să se alieze cu cineva, au încercat să atace și ei, au fost atacați, au, imediat au adus un contraatac, fără să se consulte cu Dumnezeu, fără să vorbească cu Dumnezeu, fără să vadă care este voia suverană a lui Dumnezeu. Bărbatul acesta nu face asta. Au fost alții ca de atunci când au fost cuprinși de spaimă, deși erau oameni dedicați lui Dumnezeu. Au lăsat toate armele jos și au zis, gata, nu mai lupt niciodată, nu mă mai interesează cer. Nu mai vreau să aud de rai, lăsați-mă în pace cu Dumnezeu. Lăsați-mă în pace cu voia lui Dumnezeu, nu mai vreau să aud așa ceva. Și și-au făcut într-un fel semnătura demisiei și-au plecat din lucrarea Domnului. Cum reacționezi când te cuprinde spaima? În momentele acelea în care vine spaima peste viața ta, ce faci? cum reacționezi? Îl cauți pe Dumnezeu? Dacă îl cauți pe Dumnezeu, e o decizie extraordinară. Ascultați ce face omul acesta lui Dumnezeu, spune Biblia, în spaima sa, Iosafat, în loc să transmită un mesaj înspre consilier, veniți repede de urgență, trebuie să ia o decizie, în loc să-și numere soldații, în loc să-și verifice armamentul în dotare, în loc să caute strategii de luptă, spune Biblia, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. A zis, nu vreau să mai văd consilier, nu mai vreau să văd oameni, nu mă interesează apeluri și SMS-uri și WhatsApp-uri și nu mă interesează nimic din ce înseamnă Facebook în momentul ăsta. În spaima asta mea vreau să-l caut pe Domnul. În spaima mea, îl voi căuta pe Domnul pentru mine, îl voi căuta pe Domnul personal pentru viața mea și o să mă duc în familia mea, și o să mă duc în anturajul meu, și o să mă duc în împărăția mea și o să-i caut pe oameni și o să le spun că trebuie să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. M-aș fi așteptat ca președintele României să declanșeze pot și rugăciune pentru România. M-aș fi așteptat ca prim-ministrul României să strige în plen și să spună oameni buni, vrem să ne întoarcem spre Dumnezeu. Felicitări unuia dintre miniștri care odată, după ordonanță militară, a zis Dumnezeu să binecuvânteze România. Măcar atât. Măcar atât. E vremea în spaima ta să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Nu căuta tradiții religioase, nu căuta sisteme religioase, nu căuta locuri vizibile în care să te vadă alții și în care să fii impresionant și să te caute oamenii. Nu. Du-te și caută-L pe Dumnezeu. În căutarea asta lui Dumnezeu este foarte important, este foarte important să te cercetezi pe tine însuți. Va trebui să cobori în propria -ți inimă. Va trebui să cobori în cele mai adânci unghere din inima ta unde nu poate intra nimeni decât tu și Dumnezeu. Și acolo să începi să scoți afară tot ce este rău din limba ta. Cine fura, să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui ca să câștige și să poată să dea și altora, spune cuvântul Domnului. Cine trăia în adulter, să se oprească cu curvia odată. Pandemia vrea să-l trezească, vrea să-i vorbească. Cine avea anturaje de dependențe, de imoralități, de droguri, de alcool, de tutun, de țigară electronică. Cine avea probleme și continua să aibă probleme și, era dependent de narghilia, să se oprească numele Domnului. E vremea curăției. E vremea să intri în propria -ți casă și să smulgi afară toate lucrurile închinate diavolului. E vremea să scoți afară toate lucrurile diabolice din casa ta. E vremea în inima ta să te apropii și să scoți afară tot ce este rău. Probabil că mă urmărești online, poate că ești într-un spațiu în care mai ai și alte ferestre deschise, poate nu chiar acum, dar de obicei din când în când mai intri și tu pe site-uri murdare în pandemia aceasta vrea să-ți spună Dumnezeu, oprește-te din duplicitate spirituală, renunță la păcatele din viața ta, dacă vrei să pretinzi că vrei cu adevărat să mă urmezi, dacă cu adevărat pretinzi că ești al meu și că mă iubești cu adevărat, va trebui neapărat să începi o curățenie generală. Va trebui să te întorci cu fața înspre mine, zice Dumnezeu, și să cauți fața mea și căutarea aceasta te va coborâ înspre tine, te va, căuta, te va să cauți ce este rău în tine. Întotdeauna când un om îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, se va întoarce spre el să vadă. Ce e rău! Uitați-vă, spune cuvântul Domnului după ce am citit din cărți, spune omului Dumnezeu Daniel și am văzut din cărți că cele 70 de zile pentru Babilon, pentru exilul babilonian manifestat peste evrei, trebuia să se încheie, pentru că robia a fost proclamată ca durând 70 de ani. M-am întors și m-am dus să-l caut pe Dumnezeu. L-am căutat pe Dumnezeu cu post, cu plânset, cu bocet. Am mers și m-am identificat cu poporul, zice omului lui Dumnezeu Daniel. Și deși eu nu eram păcătos, eu nu trăiam în păcate, eram curat înaintea lui Dumnezeu. M-am dus la popor și am zis, oameni buni, e vremea să facem curățenie. E vremea să ne mărturisim păcatele. E vremea să ne recunoaștem ticoloșia și murdăria în care trăim. E vremea să scoatem afară tot ce este rău. Poate ai în casă ta obiecte vrăjitoarești. Poate ai în casa ta obiecte care au fost folosite pentru ghigitorie, pentru vrăjitorie. Nu știu cui vorbesc în aceste momente. Sunt unii care vor urmări ulterior mesajul. Va trebui să faci curățenie în propria ta casă. Va trebui să intri pe smartphone-ul tău și să smulgi afară, să ștergi delete all, shift, shift delete de pe calculatorul tău, de pe laptopul tău. Adică nu doar să intri în recycle bin și să ștergi pentru întotdeauna. Va trebui să scoți afară DVD-urile cu murdării din casa ta. Va trebui să scoți afară tot ce este murdar fă curățenie. Dumnezeu nu acceptă o căutare care să nu presupună eliberare de păcat. Atunci când îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu, vei merge în familia ta, vei merge în inima ta, vei merge în sufletul tău și vei face curățenie. Așează-te și fă-ți din. Uite că Dumnezeu ți-a dat timp în izolare. Uite că Dumnezeu ți-a dat ocazie să încep să te gândești la tine mai serios, să începi să te gândești la viața ta, să începi să te rogi special pentru tine, să nu lași rugăciunea ca fiind doar pentru alții, roagă-te, curăță-ți viața, întoarce-te cu fața spre Dumnezeu, fă curățenie spirituală, curăță -ți tot ce e murdar, eliberează tot ce a fost rău în viața ta, nu lăsa murdării, nu lăsa murdării. Uitați-vă cum acest bărbat om al lui Dumnezeu a început să facă curățenie, începând de la capitolul 17, începând de la capitolul 17 omului Dumnezeu Iosafat. S-a dedicat puternic lui Dumnezeu din Cartea 2 Cronici și spune Biblia, a mers în al treilea an al domniei lui, el a însărcinat pe căpeteniile sale și le dă numele să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda, a trimis cu ei pe leviți, pe șemaia și le dă numele acestora. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din pe jurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Nici filistenii n-au reușit să se mai lupte cu ei, ci din contra au început să facă parteneriate și să le aducă darul. Iosafat s-a ridicat ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui. Și cetăți pentru merinde, a strâns multe merinde, a făcut o reformă extraordinară. Cuvântul Domnului continuă și spune, oamenii au început să aducă de bună voie, au început să se închine Domnului, au început să facă reformă la nivel de justiție și ascultați ce a făcut el și spune Biblia, a pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, capitolul 19, versetul 5, în fiecare cetate și a zis judecătorilor, Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi, vecheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu se are nici, nu este nicio neregiuire și nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primez daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, a adus leviții, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă și orice neînțelegere care va fi, sub, va fi supusă de frații voștri va fi adusă care locuiesc în cetățile lor și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieri să iluminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu-i spunească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. E foarte important să se facă curățenie. Judecătorii să lucreze cu curățenie, curăție de inimă. Să se scoată darea de mită și luarea de mită. Să se scoată înșelătoria. Să se scoată bârfa. Să se scoate toate murdăriile din viața ta, din sufletul tău. Fă curățenie. Când îl caos pe Dumnezeu, cercetează-te. Intră în inima ta și spune Domnului, Doamne, Duhul Sfinte, arată-mi ce-i murdar în viața mea. Arată-mi ce nu-i plăcut, ce nu-i pe placul tău, ce nu-i după voia ta, Doamne. În aceste momente, în timp ce îți vorbesc, Duhul lui Dumnezeu este prezent acolo lângă tine. Și Duhul lui Dumnezeu începe să-ți arate anumite lucruri pe care trebuie să le schimbi anumite lucruri la care trebuie să renunți, anumite stări de păcat pe care trebuie să le zmulgi din casa ta, din inima ta, din familia ta. E vremea să faci curățenie. Te-a așezat Dumnezeu în casă, te-a pus în izolare, uite că stai în pandemie, blocat în propria familie, ca să începi să repari, ca să începi în această căutare a lui Dumnezeu să te cunoști pe tine însuți. Cunoaște-te cine ești. Vezi în ce domenii cum ai reacționat și care sunt slăbiciunile tale. Stai înaintea Domnului și spune: Doamne, ajută-mă, ajută-mă să, să mă văd cu adevărat cum sunt. Ajută-mă în această căutare a mea, Doamne, să trec mai departe și sfântă. Te vreau pe tine, te vreau pe tine ca un Dumnezeu suveran peste viața mea, te vreau pe tine ca un Dumnezeu care vindeci, un Dumnezeu care eliberezi, un Dumnezeu care noi. E vremea să faci curățenie. E vremea să faci curățenie în propria ta viață. E vremea să-L cauți pe Dumnezeu. E vremea să strigi după mila lui Dumnezeu. Domnului Doamne, sunt înaintea ta. Caut fața ta. Te laud, te preamăresc. Te doresc din toată inima mea pe tine. Te vreau, Dumnezeule. Vreau în sufletul meu să fie curățenie. Vreau în inima mea să fie o apropiere specială de numele tău. Te vreau, Dumnezeule pe tine. Vreau în această lucrare pe care tu mi-ai încredințat-o să merg înainte fac, Doamne, nu doar să mă cercetez pe mine însum, nu doar să stau înaintea prezenței Tale și să continui mai departe și să te caut pe Tine, Doamne, chemând numele Tău, chemând numele Tău peste viața mea, vreau să chem numele Tău, Doamne, vreau ca viața mea să fie cufundată înaintea prezenței Tale și să te chem pe Tine, Tu ești Domnul, Tu ești Suveranul, Tu ești Cel ce trăiești de-a lungul istoriei. Tu, Doamne, ești stăpân peste istorie, Doamne. Tu ești Dumnezeu. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Tu ești Dumnezeul cel Sfânt, tu ești Dumnezeul cel Măreț. O, lăudat să fie numele Tău, te caut, Doamne, te caut mereu, te strig în vremea aceasta. Am nevoie de prezența Ta, am nevoie de numele Tău, am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să fie arătat peste viața mea, peste sufletul meu. Am nevoie de am nevoie ca puterea ta, Doamne, să se manifeste peste mine, peste sufletul meu, peste inima mea. Cheamă-L pe Dumnezeu. În vremea aceasta de pandemie, va trebui să fie un om sincer, un om care să-l caute cu adevărat pe Dumnezeu, un om care să-l cheme din toată inima, un om care să strige după mila lui Dumnezeu, un om care să-și durească foarte mult ca brațul Domnului să fie arătat peste el, brațul lui Dumnezeu să fie manifestat în generația lui. Tu ai mare nevoie de Dumnezeu, tu ai mare nevoie de intervenția în brațului puternic a Domnului, peste tine trebuie să fie chemat numele Domnului, peste viața ta trebuie să fie adus numele Domnului, sufletul tău trebuie să. Să fie conectat la voia lui Dumnezeu. Trebuie neapărat să treci mai departe și să-l chem pe Dumnezeu cum nu l-ai chemat niciodată. Să te rogi cum nu te-ai rugat niciodată. Să începi să ai o relație personală cu Dumnezeu și în rugăciunea ta să petreci timp în rugăciune. Să stai în fața lui Dumnezeu. Să strici cu disperare, Doamne, te caut, te doresc, te vreau. Vreau ca sufletul meu, Doamne, să fie conectat la împărăția ta, te vreau pe tine, Dumnezeule. Vreau o realitate a puterii tale, vreau o prezență extraordinară, vreau o arătare deosebită a Duhului tău, vreau ca numele tău să strălucească peste viața mea. Vreau, Doamne, Dumnezeule, să cobor lângă mine. Te chem, te chem, te chem, Doamne, Dumnezeule. Stau înaintea prezenței tale și doresc. Doresc o atingere supranaturală, doresc o atingere nouă, atingere vie te vreau pe tine, Dumnezeule. Vreau prezența ta, vreau arătarea Duhului tău cel sfânt. Vreau ca numele tău cel tot puternic să fie manifestat. Duhul tău să lucreze peste viața mea. Am mare, mare nevoie de tine. Am mare, mare nevoie de puterea ta de harul tău. Am nevoie ca Duhul tău să lucreze cu putere. Ascultați-mă. În timp ce noi, în timp ce noi îl căutăm pe Domnul, trebuie să mergem mai departe și trebuie prin credință, trebuie prin credință să chemăm numele Domnului, să chemăm Numele Domnului peste viața noastră, să strigăm după prezența lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, te chemăm pentru că știm și suntem convinși că Tu ne asculți. Când l-ai chemat pe Dumnezeu cu toată puterea Ta crezi că Dumnezeu poate să intervine în, intervine în problema ta, crezi că Dumnezeu poate să intervine în cauza ta crezi că Dumnezeu poate să vină acolo lângă tine, lângă situația pe care tu o ai, pe care o traversezi puterea lui Dumnezeu se poate arăta și în vremea aceasta cheamă-L pe Dumnezeu înainte să suni la ambulanță, înainte să vorbești cu smurdu, înainte să cauți la pompier, înainte să mergi într-o parte și în alta, înainte să cauți în direcții diferite, du-te și cheamă numele Domnului este foarte important în vremea aceasta să învățăm Lupta prin credință. Este foarte important în vremea aceasta să învățăm cum să chemăm numele Domnului peste membrii din familia noastră. Dacă ești preot în casa ta, ești bărbat, înainte să ieși din casă, dacă mai trebuie să mergi în anumite locuri și probabil cu anumite specificații foarte clare, poate chiar trebuie să te deplasezi la locul de muncă, înainte să ieși din casă. Adună-ți copiii, ridică mâinile prin credință și rostește numele Domnului peste copiii tăi. Rostește numele Domnului peste soția ta. Rostește numele Domnului peste familia ta. Rostește numele Domnului peste copiii care urmează să se nască. În vremea aceasta, într-un mod special, surorile care sunt înstrăcinate, deși n-am detalii despre dumneavoastră și familia dumneavoastră, dar simt că trebuie să vorbesc asta. Sororile care sunt înstrăcinate și trebuie să aducă pe lume copii sunt foarte încercate, sunt foarte emoționate, sunt foarte marcate de această situație și frica lor mare este nu cumva să contacteze un virus sau chiar virusul COVID în timp ce sunt în spital pentru a aduce un copil pe lume, pentru acel suflet care se teme, pentru acea soră care este în spaima vieții ei, deși nu este la prima naștere, îi spun în numele lui Iisus Hristos, nu te teme. Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu va fi protecția ta. Dumnezeu va fi numele care va străluci peste casa ta. Dumnezeu mare și azi putere de binecuvântare. Ți-e frică? Te-a năpădit spaima? A lovit ca un uragan peste viața ta frica? Fobia, nesiguranța? Ți-e frică pentru copiii tăi? Ți-e frică pentru soțul tău? Ți-e frică pentru soția ta? Ți-e frică pentru părinții tăi din România? Ți-e frică pentru cei dragi? Ți-e frică? Dacă ți-e frică, vreau să spun ceva, în spaima ta ai o soluție extraordinară. Caută-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. În timp ce îl vei căuta într-un mod onest, într-un mod realist, o să încep să te cobori în tine însuți. O să încep să te cercetezi pe tine însuți. Cercetează-te, spune omului Dumnezeu și vezi dacă mai ești în credință. Vezi dacă nu cumva anumite evenimente ți l-au furat pe Dumnezeu din inimă. Vezi dacă nu cumva știrile acestea atât de mult au dezinformat încât nu mai poți să crezi că Dumnezeu poate fi în casa ta. Pune-le pe foc pe toate știrile. Adică dă-le la o parte și alungă-le din familia ta. Știrile acestea n-au putere de a te informa, au putere de a te de desinforma. Te distrug omule bun. Singura carte care trebuie să o mai ai ca știre în vremea asta este Cuvântul lui Dumnezeu, este Cartea Sfântă Biblia. E această carte pe care trebuie să o iubești, e această carte pe care trebuie să o stimezi, e această carte în care trebuie să crezi cu adevărat, pe care să o ții la piept ziua și noaptea. Încrede-te în Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu cercetându-ți viața. Nu vei spune că mi-am cercetat-o foarte bine, mai cercetează deodată, mai fost timp încă o dată. Cineva spunea că s-ar putea că Dumnezeu ne-a ne oprit într-un mod direct de la cina Domnului, pentru că de prea multe ori am luat într-un chip nevrednic. Și tind să-i dau dreptate. Pentru că am văzut oameni care s-au apropiat de masa Domnului numai din ritual. Nu i-am cunoscut neapărat personal, dar am simțit în sufletul meu. Și uite că Dumnezeu ne cercetează acum prin absență. Poate că de foarte multe ori puteai să fii prezent în timpul săptămânii când aveai rugăciune. Dar ai zis ca bărbat, cum să pierd eu 200 de euro ca să mă duc la biserică într-o zi de marți sau când aveți voi program. Apoi în timpul săptămânii, când era timp de părtășire în cuvânt, din nou ai lipsit, poate pentru 300 de euro. Și uite așa, într-o săptămână, ca să câștigi cu 500 de euro în plus, ai lipsit de la casa lui Dumnezeu. Și acum regreți, așa -i? Acum mai face orice să mergi la casa lui Dumnezeu. Uite că Dumnezeu ne învață niște lecții dure niște lecții care trebuie să le suportăm și să le acceptăm în viața noastră. În spaima ta, caută-L pe Dumnezeu. Cercetează-ți inima. Dacă în inima ta există cât un vârf de ac, așa fin, mic, 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 mic de tot, fir de acte păcat, să afară păcatul din viața ta. Tu nu o să te poți curăți singur prin sistemele tale religioase și prin strădaniile tale umane pentru tine și pentru mine. Pe dealul sub formă de craniu uman, cineva și-a întins mâinile pentru viața ta. Din mâinile lui s-a scurs sânge nevinovat, ca și tu să fii iertat și eu să fiu iertat. Iertarea noastră nu stă în puterea unui preot, a unui prelat, a unui președinte de cult sau unui distins pontif. Iertarea noastră stă în numele Lui Iisus Hristos. Pe dealul Golgotei, iertarea ta a fost desăvârșită și realizată până la final, pentru ca tu, prin credință, să fii curățat. Începe să te cercetezi, Curăță-ți viața. Curăță tot ce e în jurul tău ca Iosafat, după cum Iosafat a curățat toată împărăția. Treci mai departe și cheamă numele Domnului, după ce te-ai cunoscut pe tine însuți, cheamă numele Domnului. O mare problemă în generația noastră este că oamenilor le este rușine să strige după numele Domnului. Bărbatul acesta spune foarte clar, în spaima lui și-a întors fața spre Domnul și n-a căutat în știri, ci s-a întors la Dumnezeu și a ascultat și spune cuvântul Domnului. A mers mai departe, a venit în fața poporului și a strigat către Domnul, a chemat numele Domnului. Versetul 4 a zici, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul au venit și copiii, au venit pruncii, au venit soțiile acestor bărbați, au venit bărbații cu toate familiile lor și au zis, oameni buni, strigăm după Domnul. Dacă trebuie să facem ceva în generația noastră în vremea aceasta de pandemie, este să strigăm după mila lui Dumnezeu, este să strigăm după harul lui Dumnezeu, este să ne aruncăm în fața lui Dumnezeu și să strigăm, Doamne, Doamne, ai milă de noi, ai milă de Italia, ai milă de Spania, ai milă de România, ai milă de Germania, ai milă de Anglia, ai milă de America, ai milă, Doamne, din întreg mapa mondul. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Strigă și tu după mila lui Dumnezeu. Cheamă-L pe Dumnezeu cum l-ai chemat. Trebuie să mai faci ceva. Cuvântul Domnului îți spune foarte clar când te cuprinde spaima, pe lângă faptul că trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, în al doilea rând cunoașteți Dumnezeul. Tu știi ce fel de Dumnezeu ai? Tu știi că Dumnezeul tău conduce Universul? Tu știi că Dumnezeul tău ține pe degete galaxiile, miliardele și miliarde de stele? Tu știi că Dumnezeul tău i-a trasat soarelui o traiectorie și dacă puțin s-ar duce un milimetru mai pe dreapta, unii ar îngheța de frig, alții s-ar topi de căldură. Tu știi că Dumnezeul tău este coordonator al Universului întreg? Cunoaște-L pe Dumnezeu din cuvânt. Lasă cartea aceasta să fie cea mai importantă pentru viața ta. Ascultați cuvântul Domnului, îți spune foarte clar în versetul 9. Acest bărbat l-a cunoscut pe Dumnezeu din cuvânt, pentru că ascultați ce zice el. A luat și a citat din rugăciunea omului și a împăratului Solomon când a fost sfințit templul Domnului și spune Biblia Doamne, așa s-a vorbit prin cuvântul acestei rugăciuni și cuvântul tău și cuvântul lui Solomon către tine spune așa dacă va veni peste noi vreo nenorocire sabia, judecata, ciuma sau foametea ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta înaintea ta Dumnezeule căci numele tău este în casa aceasta vom striga către tine din mijlocul strântorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. A strigat Solomon în timp ce se ruga și în cartea un împărat ni se scrie acest fapt, ni se relatează, a strigat și a zis, Doamne, când va veni vreo boală, vreun fel de boală, când ciuma va fi lovită în poporul tău, când vor fi cataclisme cosmice, când vor fi tot felul de boli, foamete, lovituri peste poporul tău, Doamne, dacă poporul tău peste care este chemat numele tău se va smeri, se va ruga, se va bate de la căile lui rele, se va întoarce cu fața spre Dumnezeu, ascultă-l din ceruri, iartă-i păcatul și vindecă-i țara. Și într un alt context, tot el se roagă și zice: Doamne, dacă poporul acesta se va simți mustrat în cugetul lui, dacă un om, sau dacă tot poporul se va întoarce înspre casa aceasta și spre numele care este pus peste casa aceasta și se va ruga din toată inima pentru izbăvire, răspundei din ceruri. E vremea să-ți cunoști Dumnezeul. Cunoașteți Dumnezeul din cartea aceasta caută din cartea aceasta să-ți vorbească Dumnezeu. O să vă împărtășesc cu o experiență pe care am trăit-o nu chiar personal, dar cineva foarte apropiat mie mi-a mărturisit această situație. O persoană din diaspora română, o soră care este grad de rudenie cu mine, m-a sunat într-o zi de sâmbătă și mi-a spus frate Caleb, în urmă cu trei zile, Medicul de familie l-a sunat pe soțul meu, amândoi, ambii soți lucrează în cadrul medical și ne-au spus, domnule, ai virus COVID-19 pozitiv, e confirmat. Îmi mărturisea această soră câteva nopți, dacă bine mi amintesc trei, a crezut soțul meu că pleacă la cele eterne, îl dorea și carnea pe el, simțea că moare. La două zile după știrea aceasta, medicul de familie a sunat-o pe această soră și a spus, Stimată doamnă, în urma analizelor și a testelor pe care ți le-am făcut, e confirmat virusul COVID-19. Ai virusul în dumneata. Îmărturisea sora aceasta în momentele acelea, am simțit că mi se moaie picioarele. M-a marcat și m-a atacat o frică puternică. Am fost atât de afectați încât soțul meu l-a sunat pe slujitorul bisericii și a spus Frate, dacă plecăm amândoi la Domnul, o să te rugăm frumos să ne duci copiii în România și să ne împarți la frații noștri de corp. Mi-a fost frică. Trebuie să mărturisesc că mi-a fost frică, mi-a spus ora aceasta. M-am înspăimântat. Am zis, Doamne, nu mai am pe nimeni, sunt aici departe de țară, n-am frați cu mine, n-am părinți, n-am surori. Nimeni nu mă poate vizita nici dintre frați în Domnul, nici dintre surorile în Domnul, pentru că n-au voie să mă viziteze, sunt cu virusul. Mi-a rămas tu, Doamne. Mărturisea sora, am plecat în living, am intrat în living și am zis, Doamne, te rog să-mi vorbești ceva, că simt că nebunesc. Am luat Biblia, mi-a spus sora aceasta și am deschis Biblia. Și am zis, Doamne, vorbește-mi prin Biblie, ce îmi faci, mor sau rămân pe pământ? Ce se întâmplă cu copiii mei, cu soțul meu? Am deschis Biblia, zicea sora aceasta și s-a deschis la Isaia 38, boala și vindecarea în sănătoșirea lui Ezechia. spusese chiar un verset anume și în momentul acela mi-a vorbit Dumnezeu personal că mă vindecă. În următoarele două zile a sunat-o, la două zile de asta a sunat-o medicul specialist și a spus, doamnă, după radiografia care ți s-a făcut la plămân, să știi că n-ai nici urmă de COVID în corpul tău. Mare este puterea Domnului. Mare este puterea Domnului. Dacă cineva te-a mințit și ți-a spus că virusul COVID-19 este de nevindecat, ascultă-mă ce-ți spun, Dumnezeu vindecă și COVID-19. Dar va trebui să iei cartea aceasta numită Biblia și să o crezi pe cuvânt. Să o citești în fiecare zi, smulge știrile din mintea ta, aruncă la coș. Ia cartea aceasta să fie cea mai importantă pentru tine. Citește-o, frunzărește-o, citește-o după planificare zilnică, citește-o sporadic. Te rog frumos, ori de unde citește-o. Citește-o. Meditează asupra acestui cuvânt la timp și ne la timp. Cercetează acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iosafat l-a cunoscut pe Dumnezeu din carte din cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașteți Dumnezeul stând înaintea lui Dumnezeu și recunoscând că El este coordonatorul suprem. În versetul 6, omul acesta strigă către Domnul și zice foarte clar, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mâna Ta tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi, cunoașteți Dumnezeul. Dumnezeul tău nu este un Dumnezeu pe care să-L suprină evenimentele. Virusul COVID-19 nu l-a făcut pe Dumnezeu să-și frece mâinile și să zică, Doamne, ce se întâmplă? Ce să fac cu universul ăsta? Înainte să apară prima persoană infectată în China sau unde o fi fost, poate nici noi nu știm exact unde a fost. Înainte să apară virusul pentru prima dată într-un corp uman, Dumnezeu a îngăduit virusul acestuia să treacă și să atingă întreg mapamondul, să nu crezi că lui Dumnezeu i-a scăpat lucrurile de sub control. El este suveran peste lumea întreagă. El este coordonatorul universului întreg. Cerurile sunt lucrarea mâinilor lui. Pământul e lucrarea mâinilor lui. Să nu uiți. El stăpânește peste toate împărățiile neamurilor, oricât ar încerca oamenii să ia decizii, să facă tot felul de pacturi, de interese internaționale, întâlniri la nivel de mapamon, să nu uiți, deasupra tuturor e marele rege și mai am să-ți spun ceva, nimeni nu moare din cauza virusului COVID-19. Te vei înfiora probabil spunându-ți asta. Să știi când un om pleacă la cele eternie pentru că Dumnezeu, suveranul, a decis asta înainte să se nască omul acela. Dumnezeu înainte să se nască un om și înainte să moară a știut ziua, secunda, minutul, ora, momentul exact când îl va chema acasă. Crezi asta? Când nu eram decât un plot fără chip striga omului Dumnezeu David în psalmul 139 ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta, Doamne, erau scrise toate zilele vieții mele. Mai crezi cuvântul ăsta? Fă un semn cu mâna dacă mai crezi. Îl mai crezi sau nu? Hai, e prim pe care ți-a atenți. Ok? Dacă îl crezi, atunci ia-l ca adevărat pentru viața ta. Înainte să fiu un ființă, a zis Dumnezeu, când eram doar un plod, adică o, o încrengătură, un, un angrenament de carne, o șcioare, indiscifrabil, medicul ginecolog nu putea să zică exact ce va fi băiat sau fată, copilul care urma să se nască, dar înainte de asta... Ochii lui Dumnezeu l-a văzut pe fiecare dintre noi, ne-a văzut pe fiecare dintre noi și a scris în cartea lui toate zilele vieții noastre mai înainte să fi fost vreuna din ele. Ai ascultat vreodată vreo predică din psalmul ăsta? Poate ai și predicat. Uite că e vremea să trăiești ce ai predicat. Uite că e vremea să trăiești ce ai auzit. Te testează Dumnezeu. Chiar crezi tu în suveranitatea lui Dumnezeu în pandemie? Chiar crezi tu că Dumnezeu e în controlul Universului? Când specialiștii și ministerele și miniștrii sănătății din diferite țări sunt panicați, tu crezi că Dumnezeu este coordonator? Eu cred. Cine crede ca și mine să spun amin și să fac un semn cu mâna, să fie în numele Domnului. Dumnezeu e conducătorul Universului. Cunoaște-l pe Dumnezeu și ține minte. Dumnezeul acesta a fost cu tine și în criză. Ascultați ce zice omului Dumnezeu și ăsta față. Doamne, știu că tu ai promis că atunci când vor veni crize peste familiile noastre, știu că în timp ce s-a rugat omul tău, Solomon, când s-a sfințit templul tău și casa ta, s-a spus foarte clar: dacă va veni ciuma vreodată, dacă va veni foamea vreodată, Dumnezeu, când va fi rugat, va interveni. Te rog să-ți amintești de acele momente în care a lovit criza peste casa ta. Amintește de momentele dificile, experiențele pe care n-ai vrea să le retrăiești. Dar să nu uiți: Dumnezeu care a fost cu tine în criză, Dumnezeu va rămâne cu tine. Ascultați cum experimentează omului Dumnezeu Iosafat această puternică prezență a lui Dumnezeu chiar în mijlocul crizei. Și ascultați cum îl prezintă, începând cu versetul 7. Iosafat zice: Oare n-ai izgonit tu Dumnezeul nostru, n-ai rămas Dumnezeul altora, aici Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acestea, dinaintea poporului tău, Israel, și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care te iubea, ei au locuit-o. Și ți-au zidit, în ea un locaș sfânt pentru numele tău. Cu alte cuvinte zice eu o să vă Doamne, tu ai fost cu noi când toți dușmanii ne urmăreau. Doamne, când eram fugari și când ne aflam în Ținutul Gosen, tu ai fost cu noi, chiar dacă ai trimis 10 plăci peste spațiul egiptean. În Ținutul Gosen era lumină. În Ținutul Gosen niciun câine nu chelălăia. În Ținutul Gosen era pace. În ținutul Gosen era prezența lui Dumnezeu. În ținutul Gosen nu intrau muștile cânești. În ținutul Gosen n-au intrat broaștele. În ținutul Gosen era binecuvântare, era pace, era prezența lui Dumnezeu. Apoi când au ieșit și au trebuit să treacă, să facă un ocol mare, și să ajungă până la Marea Roșie și au dat față în față cu Marea Roșie. Imaginați-vă scena, vă reamintesc, o știți foarte bine, doar vă reamintesc. Au pornit după porunca Domnului, s-au dus pe drumul trasat de Dumnezeu și dintr-o dată în fața lor văd o mare întinsă parcă până la infinit. E Marea Roșie. De o parte și de alta sunt dealuri, munți, unde să alergi? Dar trist și șocant de că din spate vin dușmanii se aude tropoit de cai. Vin cu toate carele lor egiptenii, supărați până măduva oaselor. Pentru că pe lângă faptul că au plecat oamenii care erau mâna de lucru, adică evreii, s-au dus cu tot aurul din dotare, pentru că ei au obligat să plece din cauza acelei panici care a venit peste ei prin uciderea primului născut de parte bărbătească din fiecare casă egipteană. Și acum, acum se panichează. Acum au toate motivele să le fie, fie, să le fie frică. Și în acele momente, Domnul a fost cu ei. Domnul care a fost cu ei și le-a despicat Marea Roșie în două și au trecut prin Marea Roșie, pe fundul Mării Roșii, ca pe uscat. Domnul le zice, voi fi și acum cu voi. Eu s-a Bazează-te pe experiențele pe care le ai cu mine din mijlocul crizelor. Aș vrea să -ți spun și eu ție, frate și soră, Amintește-ți de momentele în care n-ai mai avut pe nimeni. Amintește-ți de momentele în care frica ți-a năpădit ființa și ai zis că nu mai e niciun viitor. Amintește-ți de momentele când ți-ai dus la spital soția, crezând că va muri. Amintește-ți de acele momente. Dumnezeu care a fost cu tine în timp ce alergai în goană cu mașină, același Dumnezeu va fi cu tine și azi. Dumnezeu va continua să fie cu casa ta. Dumnezeu nu renunță la tine, nici la mine, nici la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie cu tine. Experimentează-L pe Dumnezeu și cunoaște-L din crizele prin care ai trecut. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți amintească toate binecuvântările și binefacerile pe care le-a avut cu privire la tine. Dar în al treilea rând vreau să-ți mai spun ceva. Când te cuprinde spaima, capitulează. Capitulează înaintea Domnului. Dintr-o dată a venit un proroc din partea Domnului și a spus foarte clar Omule, eu Iosaf a tâmpărate, uită care e strategia de luptă. Ascultați tot Iuda și Ierusalimul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi. Căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Trebuie să ai mare curaj să crezi asta. Trebuie să ai mare curaj să stai liniștit și să nu te mai înspăimânți, să nu-ți mai fie frică și să lași pe Dumnezeu să lucreze. Asta se numește a capitula în prezența Domnului a renunța la strategiile tale, la planurile tale, să spui, Doamne, mă pun în mâna ta așa cum ai vorbit tu. Mâine coborâți vă asta e mare capitulare, împotriva lor, ei se vor sii pe muntele Țiți și veți găsi la capătul văi, în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Cum mai fi reacționat la un astfel de mesaj? Poate fi zis, mă, asta e un proroc Așa că ai fi tentat să zici asta. Normal că vorbește despre biruință, că noi toți ne-o dorim. Dar ai fi avut curajul să capitulezi și să aplici ce ți-a vorbit Domnul? Ai fi avut curajul ăsta? Ascultați ce face Iosafat în versetul 18. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului, să se închine înaintea Domnului. Aleluia, Când îți vorbește Dumnezeu în vremea asta, capitulează înaintea Lui, zmerește-te înaintea Lui, apleacă-te în fața Domnului. Mi-am că în urmă cu vreo trei săptămâni, dacă nu greșesc, ca timp, fiind în perioada aceea în care eram în vacanță, am putut să stau mai mult timp. Și într-o dimineață, pe la ora 2, un frate din state m-a sunat și mi-a spus, frate, care mă duc înspre spital, am simptome pentru virusul COVID-19. Una dintre fiicele noastre a fost confirmată cu acest virus. Lucrau și ei într-un context în care aveau contact cu persoane, trebuiau să muncească în domeniul acela și aveau dreptul. plângea, era într-o stare de descurajare acest bărbat, om lui Dumnezeu. Atât mi-a spus, hai să ne rugăm împreună. Și apoi a zis, te rog frumos, trimite niște versete din Biblie, niște rugăciuni puternice din Hrânta Scriptură ale unor oameni care au trecut prin crize. Pe lângă alte două rugăciuni, dacă bine mai rețin, le-am trimis pasajul ăsta, 2 Cronici 20. A doua zi m-a sunat și mi-a spus, frate Caleb, am luat acel cuvânt al lui Dumnezeu. Am luat cuvântul ăla care zice, cuvântul ăsta din versetul 16, mâine coborâți-vă împotriva lor și voi nu veți avea de luptat. L-am crezut cuvântul ăsta ca fiind pentru mine personal. Și am zis, Doamne, în numele lui Isus Hristos, mâine, fămă să ies din spital să fiu esterănat și să fiu vindecat. Și cu boricurie îmi spunea, frate, sunt pe drum înspre casă. Am fost externat. Pentru că Dumnezeu lucrează și azi. Cine crede ca și mine să fac un semn, lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Stai în prezența Domnului și crede puterea lui Dumnezeu. Capitulează înaintea Domnului, chiar dacă nu-L înțelegi. Smerește-te și să mă smeresc împreună cu tine. Și noi toți să ne smerim. Și mai trebuie să faci un lucru foarte interesant. Ăsta parcă nu prea e logic, dar trebuie să-l aplicăm. În al patrulea rând, când te cuprinde spaima, cântăi Domnului. cântă Domnului. Cum să-i în mijlocul falimentului? Cum să-i în mijlocul trădărilor? Iisuse, nu te înțeleg ca om. Cum de tu ai mers spre muntele măslinilor și după ce ai descoperit vânzătorul care te va vinde pe 30 de arginți? După ce ai stat la masă cu cenicii tăi, cum te-ai putut să cânți cântare de laudă? Cuvântul Domnului spune versetul 22. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Doamne, dar tu nu poți să lași piruința să se deruleze fără să-ți cântăm ție? Domnul zice, aștept cântări. Aștept din mijlocul falimentului, din mijlocul descurajării, din mijlocul cătușelor, Pavel și Sila, voi ce faceți? Păi să vedeți că după o evanghelizare în care am avut mult succes și s-au întors la Dumnezeu oameni și a fost declanșată evangelizarea și mai mult, după asta a fost exorcizat un om care a fost demonizat, o persoană, ghicitoarea aceea a fost eliberată. După eliberarea aceasta, în loc să ne fericite oameni, eu spun extraordinar, ce predicator sunteți voi, mă, aveți putere de la Dumnezeu să scoateți demonii din oameni. În loc să fac asta, ne-au smuls hainele de pe noi, ne-au târât prin cetate și ne-au aruncat ca pe o cârpă în celula de maximă siguranță. Ne-au legat mâinile de zid, ne-au pus picioarele în butuș, nu cuva să ieșim de parcă am fi fugit, dar nu și-au dat seama că n-au putut să ne închidă gura. N-au realizat că nu ne-au pus nimic în gură, niciun lacăt pe, pe buze. N-au putut să ne închidă inima, și dorința noastră de a lăuda pe Domnul și în mijlocul lanțurilor, deși nu aveam niciun amvon, n aveam nici diapazon, ce să mai vorbim de pian sau alt instrument, pe la miezul nopții, nu știu care dintre ei a avut inițiativa, dar știu că amândoi au început să cânte cântări de laudă. Se rugau și cântau cântări de laudă. Și în timp ce cântau Domnului și se rugau cu adevărat, cu un mesaj atât de biblic, încât temnicerul a aflat că există mântuire și că singurul mântuitor este Isus Hristos. De aceea l-au întrebat domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Păgânul a întrebat asta după evangelizare prin cântare și prin rugăciuni. Și Biblia zice, temnița a fost cutremurată. Toate ușile, toate lacătele au căzut. Toate ușile s-au deschis și niciun pușcăriaș n-a evadat. Timp în care, în mod normal, toți ar fi vrut să evadeze. Dar, de fapt, acolo era planul lui Dumnezeu ca mântuirea se intre și în dreptul temnicerului din Filipii. Mare este puterea Domnului. Oare știi tu ce plan are Domnul cu casa ta în mijlocul pandemiei, în mijlocul izolării? Mai izolat decât tine au fost Pavel și Sila în pușcărie. Atât de izolați încât nu mai aveau niciun motiv, niciun motiv să stea înaintea Domnului. Dar Domnul i-a atins, Domnul i-a binecuvântat și Domnul i-a folosit într-un mod supranatural. Am un îndemn să facem o rugăciune, dar înainte de asta, înainte de asta aș vrea să fac o provocare specială. Nu o să mă rog pentru altceva decât pentru spaima. Dacă ți-e frică, dacă te încearcă un duc puternic de frică, stai tău cu ochii închiși în prezența lui Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu cu ochii închiși și meditează pe care ți-o pun. Sau la întrebările pe care ți le voi adresa. Știu că ți-e frică. Ți-e frică de viitor? Ți-e frică de datorii? Ți-e frică că în lumea asta nu vei mai avea ce să pui pe masa copiilor ca mâncare? Ți-e și groază să fii în România. Dacă te-a năpădit frica, dacă spaima s-a învârtit în jurul capului tău ca și papura în jurul lui Iona, te rog frumos, mărturisește această frică. o situație dificilă, și este marcat de un duc de frică, oriunde s-ar afla, îl rog să facă un semn cu mâna. Să facă un semn cu mâna ridicată sau să scrie ceva pe cet. Să stai înaintea Domnului, să mărturisești. Recunosc, Doamne, că mi-e frică. Nu-ți fie rușine că te-ar putea vedea cineva. Cu rușinea nu rezolv nimic. Recunoaște realitatea. Recunoaște realitatea. Cunosc oameni. Cunosc oameni care sunt foarte panicați de o vreme. Sunt foarte atacați de Duhul ăsta de frică. Le este frică că niciodată lumea nu va mai fi la fel. Le este frică că niciodată nu vor putea să-și întemeze o familie, adolescenți sau tineri care sunt în pragul căsătoriei. Unii au programat enunțile vara asta și le este frică. Îi încearcă un sentiment profund de frică. Stai acolo înaintea Domnului și spune adevărul. Dacă ți-e frică, stai cu mâna ridicată. Stai în prezența Domnului. Fie că-ți e frică pentru cineva sau-ți e frică pentru tine personal. Pentru că vreau să facem o rugăciune pentru toți care au mărturisit că le este frică. O să cerem prezența lui Dumnezeu și peste persoana aceea pe care nu o cunosc, dar care trebuie să aducă pe lume un copil și este încercată de acest lucru de frică. O să ne rugăm și pentru aceea pe care diavolul i-a atacat atât de puternic încât le-a spus că viața lor nu mai are sens. Și au avut chiar gânduri negre. O să ne rugăm într-un mod special. Dar te rog frumos, fă curățenie în viață. În timpul rugăciunii care urmează, mărturisește păcatele. Dacă sunt păcate de care nu poți să scapi, în ocazie când prinzi un slujitor, un pastor sau un prezbiter, du-te și conciliază te în fața lui Dumnezeu. mărturisește păcatele în fața unui martor matur spiritual. Stai înaintea Domnului. O să vă rog frumos să stăm în rugăciune în prezența lui Dumnezeu și indiferent că a ridicat o mână sau nu, sau a ridicat de acum încolo în timpul rugăciunii, vreau ca mâna lui Dumnezeu să te atingă și să te prindă pe tine. O să ne rugăm cu toți. O, Doamne, stau înaintea prezenței tale. Stau înaintea feței tale și mă rog pentru aceste suflete care strigă după prezența ta. Au mare nevoie de Duhul tău, Doamne. Au mare nevoie de puterea ta, Doamne. Într-o lume în care foarte mulți nu au pe nimeni. Doamne, mă rog în aceste momente pentru oamenii pentru care nu se roagă nimeni. Doamne, Vreau să fiu acel om despre care a strigat în poporul tău. Dacă un om. Doamne, vreau să fiu unul dintre ei. Vreau să fiu un om care să mă pun la dispoziția ta și să strig, Doamne, Doamne, nu voi intra în luptele care nu mi aparțin, dar mă voi ruga, Doamne, pentru toți oamenii ca Avram, pentru Sodoma și Gomora. Pentru oamenii buni de acolo, Doamne, Te rog, ridică mai mulți oameni care să te iubească cu adevărat în generația noastră. Te rog, Doamne Dumnezeule, înmulțește rândurile celor ce te iubesc cu adevărat celor ce trăiesc pentru gloria numelui tău și în aceste momente mustru acest duc de frică care înceacă pe frații mei, pe surorile mele. Aflați unii dintre ei în Italia, alții în Spania, alții în Germania, alții în Irlanda, alții în America, alții în Anglia, oriunde s-ar afla, te rog, în numele lui Isus Hristos. Dă la o parte acest duc de frică de peste viața lor. În numele lui Isus Hristos, mă rog să-i vindești, Doamne, de această stare. Dar, Doamne, înainte de asta, dacă există vreo stare de păcat în viața lor, dă-le putere să regrete păcatul din viața lor, să recunoască, Doamne, Dumnezeu, zeule și să-și dorească să renunțe la el prin sângele lui Isus Hristos, care și azi are putere de eliberare. Te rog, intră în casele unde este frică, Doamne. Intră, Doamne, în unde există panică, Doamne. Mă rog pentru tatăl care se teme pentru soția lui, pentru copiii lui, Doamne. Mă rog pentru acel bărbat care se teme foarte tare, dar nu spune nimic și, Doamne, inima e înghețată de frică. Doamne, te rog în numele lui Isus Hristos, în aceste momente ridică acest duc de frică de peste el. Doamne, mă rog împotriva acestui duc de spaim în care este un duc care a fost arătat ca pe vremea lui Iosafa, Doamne, când dușmanii au venit și au bătut. mă rog în numele Lui Iisus Hristos acest Duc să fie mustrat și puterea ta să fie arătată peste copiii tăi. Sângele Lui Iisus Hristos să fie protecția lor. Sângele Lui Iisus Hristos să fie așezat ca un sigiliu pe frunțile lor. Eliberează-i, Doamne! Vindecă-i, Doamne, și ridică-i, transformă-i și mântuiește-i, Doamne. Doamne, nu ne bazăm pe puterile noastre, nu ne bazăm pe forțele noastre, nu ne încredem în noi. O, Doamne, nu avem nicio forță supranaturală. Puterea noastră e în mâna ta, așa cum strigai, eu să La tine, în mâna ta e puterea și tăria, Doamne. În mâna ta e curajul, Doamne. Mă rog să le dai înțelepciune și putere să creadă că ei nu vor avea de luptat, ci tu vei lupta pentru ei, Doamne. Mă rog pentru ca acest virus să fie oprit în numele lui Isus Hristos. Mă rog pentru acest virus, Doamne Dumnezeule, să fie stopat acolo unde există focare în Italia. Puterea ta să inireze aceste efecte a acestui virus, Doamne, și puterea ta să fie arătată pentru mântuire, Doamne. Dacă pentru unii, Doamne, a fost îngăduit virusul acesta pentru a se pocăi cu adevărat, pentru a-și găsi timp pentru tine și a se întoarce cu fața spre tine, ajută-ne să fim înțelepți și în frica noastră și în spaima noastră să căutăm fața ta, Doamne, să te cunoaște pe tine ca un Dumnezeu suveran și, Doamne, să capitulăm în prezența ta, să să ne zmerim înaintea ta, să ne aruncăm la piciorul crucii tale și să-ți cerem o picătură de sânge care să ne ierte, care să ne ridice și să ne elibereze, Doamne. Vrem să scântăm din toată inima, vrem să aducem o sanare la gloria numelui tău, Doamne, la adresa ta, Doamne. Vrem tu să fii înălțat, tu să fii glorificat, tu să fii pe cel mai înalt rang. Tu ești pe tron și conduci istoria acestei lumi. De aceea, Doamne, pe frații mei, pe surorile mele, pe cei ce sunt pe Zoom sau pe live, pe Facebook, mă rog în numele Lui Iisus Hristos, ține-i mâna ta, protejează-i, Doamne, protejează-i, Doamne, și vindecă-i după planul Tău, Doamne, la Tine se află puterea și tăria, Tu poți și în numele Tău există eliberare, în numele Tău există ridicare și, Doamne, mă rog, mă rog, Doamne, mă rog să fie mai mulți care să caute fața Ta, Doamne, vreau să văd ca și în seara asta suflete care au venit să completeze cereri de botez pentru că vor să te urmeze pe tine. Doamne, în pandemia asta, întoarce inima oamenilor despre tine. ajute pe oameni să caute fața ta cu adevărat. Să-și iau o cerere de botez, să completeze, Doamne, pe coalul albă și să mărturisească că își doresc din toată inima să fie în armata ta, în oastea ta, să fie mântuiți Doamne. Vrem în cer împreună cu ei, vrem în gloria ta, vrem puterea ta să fie arătată, Doamne. Mă rog peste Italia să fie că ușul palmei tale ține. Să fie mâna ta străpunsă la Golgota, Doamne. Ai milă de țara aceasta atât de afectată de acest virus, Doamne. Te rog, ai milă de frații mei, Doamne. Dă-le putere să rămână în picioare, să rămână curajoși, Doamne. Și să știe că nu au voie să se înspăimânte, deși toți sunt înspăimântați, probabil, în jurul lor. Tu ești tăria lor, tu ești securitatea lor, tu ești sigiliul așezat pe frunțile lor, Doamne. Și îți mulțumesc că Tu ne vei da și frica va dispărea în numele tău, pentru că tu ești Domnul care ne-a dat un Duh nu de frică, ci un duc de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Tu controlezi Universul, Te iubim, Doamne, Te înălțăm și îți mulțumim că ești cu noi. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.